Există o deschidere foarte mare din partea autorităților și aici vreau să menționez că am fost în toate localitățile, indiferent de culoarea politică pe care o primare, am discutat cu toți și am avut chiar și întâlniri cu primari de la socialiști sau de la partidul nostru, de la comuniști și în foarte multe cazuri am avut discuții foarte productive. Primarii sunt interesați de proiectele pe care le-am propus noi, spre exemplu în satul Pietrosu din Fălești. Întâlnirea a avut loc în ziua în care Consiliul Raional a luat decizie de a închide gimnaziul la ei în sat și primarul a fost foarte interesat de proiectul cu înfrățire, pentru că prin înfrățire el vede posibilitatea ca să reînființeze școala, să obțină niște finanțări pentru școală, pentru că asta era problema principală.